Simona Halep a aflat cu cine se bate la Miami, după Milina de la Indian Wells, Serena se luptă cu cea care a spulberat-o pe româncă, în weekend. Simona Halep, locul 1 VTA, este acceptat direct în turul al doilea la turneul de categorie Premier mandatorii de la Miami, fază în care va evolua cu Veronica Cepe de Heroic din Paraguay, locul 78 VTA sau cu o jucătoare din calificări. Dacă se va califica, Halep ar putea juca împotriva polonezei Agnieszki Radwańska, locul 32 VTA sublinierei cap de serie numărul 30, în man sublinierea a treia. În optim, adversara româncei ar putea fi letona Anastasija Sevastova, locul 17 VTA sublinierei cap de serie numărul 20, sau americanca Madison Keys, locul 15 VTA sublinierei cap de serie numărul 14. Perturi, sportiva ceh Carolina Plajkova, locul 6 VTA sublinierei cap de serie numărul 5, este jucătoarea cel mai bine clasat care poate ie sublinierei în calea liderului VTA, iar în semifinale Halep ar putea da piept cu spaniola Garbine Muguruza, locul 3 VTA sublinierei cap de serie numărul 3, ori cu sportiva francez Caroline Garcia, locul 7 VTA sublinierei cap de serie numărul 7, ori cu germana Angelique Kerber, locul 10 VTA sublinierei cap de serie numărul 10. Halep a jucat anul trecut în sferturi la Miami, când a fost eliminat de britanica Johanna Konta, cu 3-6, 7-6, 7, 6-2. Cea mai bun performanță înregistrat în Florida de liderul VTA a fost în 2015, când a ajuns în semifinale, fază în care a fost învins de americanca Serena Williams, cu 6-2, 4-6, 7-5. Celelalte românci au următoarele adversare la Miami Open. Sorana Cârstea, locul 33 VTA, este a 32-a favorit, ultima, sublinierea va sta în primul tur, iar în man sublinierea a doua va evolua cu o jucătoare din calificări sau cu Suwei Xiech din Taiwan, locul 61 VTA. Irina Camelia Begum, locul 37 VTA, va întâlni o jucătoare din calificări, iar Mihalea Buzărnescu, locul 39 VTA, va juca împotriva sportivei belgiene Kirsten Flipkens, locul 71 VTA, în prima man subliniere. Un duel interesant din turul este cel dintre C subliniere pictoarea de la Indian Wells, japoneza Naomi Osaka, sublinierei fostul numte un mondial Serena Williams. Aceste jucătoare sunt pe partea de tablou a favoritei numărul 2, daneza Caroline Wozniacki. România mai este reprezentat la Miami Open de Monica Niculescu, locul 70 VTA, care va juca în calificări. Niculescu este principala favorit în preliminarii sublinierei va evolua în primul tur împotriva germanei Antonia Lotner, locul 150 VTA. Partidele de pe tabloul principal, feminin vor începe marci, la Crandon Park, potrivit News.